Primarul comunei Ghiroda, Ionut Stănușoiu, are planuri importante pentru noul mandat. Comuna Ghiroda și localitatea Vii sunt în plină dezvoltare, iar edilul spune că lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Ieri, în cadrul ședinței Consiliului Director Județean Timiș, am primit validarea pentru candidatura mea la un nou mandat în funcția de primar al comunei Ghiroda. Această validare reprezintă un pas important în drumul nostru către continuarea dezvoltării comunității noastre. În acest moment doresc să adresez mulțumiri echipei PNL Ghiroda pentru susținere și încredere. Este echipa noastră care a demonstrat că prin unitate și implicare se pot realiza schimbări semnificative în beneficiul tuturor locuitorilor. De asemenea, vreau să subliniez că realizările de până acum se datorează și parteneriatului strâns cu cetățenii noștri. Prin implicarea lor activă și sprijinul lor constant, am putut duce la bun sfârșit numeroase proiecte importante pentru comunitatea noastră. În următorii patru ani ne propunem să ducem mai departe această colaborare Ascultând și răspunzând nevoilor și preocupărilor acestei comunități, ca și până acum vom continua să construim prin consolidarea infrastructurii, promovarea unei economii locale sustenabile și prin dezvoltarea de programe și inițiative care să sprijine toate categoriile de cetățeni din Ghiroda și Jarmatavi. transmite primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu.